Situația în Mehedinți se înrăutățește. Cazurile de COVID-19 au crescut alarmant la nivelul județului. Doar în ultimele 24 de ore, aproximativ 50 de persoane au fost infectate cu SARS-CoV-2, iar alți trei mehedințeni au pierdut lupta cu virusul. Se pare că al treilea val de pandemie a ajuns în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat peste 6.000 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus de la începutul pandemiei și până în prezent. Doar astăzi, 48 de medințe ne-au fost confirmați pozitiv. Este cel mai mare număr de cazuri înregistrat în ultimele luni în județul nostru. Odată cu numărul de cazuri crește și rata incidenței atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate. Vânători, Voloiac, Godeanu, Ilovița, Hinova, dar și Drobeta Turnu Severin sunt cele mai afectate localități, rata de infectare ajungând la 1,93 la mii de locuitori.